Mama zice, cumpără și tu un tuci. Doamnelor și domnilor, ăla! O mată pe noi. Am plecat motanu. Dar tuciu n-a venit. Tuciu, să nu fie ciuciu. Tu viață famă să trăiești. Hei, gărgăriților frumoaselor, ce faceți voi? Sunteți bine, sănătoși, voioși? Ei bine, noi suntem acasă, ca de obicei. Ce face un om când nu are ce face? Cumpărături, dar nu oricând, ci la 4 dimineața. Pentru că atunci m-a apucat shoppingul online. Și totul a pornit de la faptul că mama zice, cumpără și tu un tuci. Tuci? Și zic, da, un tuci. Și mașina de tocat și n-am venit nici farfurii de ciorbă. Și ok, și la 4 dimineața m-am apucat să caut pe Google tuci. Pe lângă tuci am mai luat și un cuptor cu microunde, am mai luat și alte chestii, dar ce mai important, am luat niște cadouașe pentru mama să o ferice și pe ea și jucărioare pentru el și Clărița, pentru că îmi place mai mult să le cumpăr lor chestii decât mie. Și avem pachetele aici. Le desfacem aici la poartă, nu băgăm cutiile în casă, ne protejăm, nu? Ești pregătită? Acesta este cuptorul cu microunde. Oare tuciuri? Tuciu azi n-a venit, dar vine mâine. Oh, ce dezamăgire, oh, no. Mașina de tocat. Este preferata. Este preferata ta? Este preferata. Vai, nu pot să cred. De ce așteptai mașina de tocat? Că gospodina trebuie să toace cărnița în casă. O gospodină trebuie să toace cărnița în casă. Atenție, gospodinelor! Castroane, să punem mâncare, că dacă tot facem mâncare, aici avem alte castroane, aici alte farfurii. Și acum să începem cu cadoul Rile pentru mama. Ia să vedem. Vrei cadouri? Da. Câte cadouri vrei? Multe cadouri! Păi tu primești tot timpul cadouri! Ia să vedem! Ce avem noi aici? E șopi fotoliu! Uite-l pe șopi cu fotoliu ca să stai pe el! Îți place? Da. Va, ia-l în brațe, pupă! Șopi cu fotoliu! Ca să stai pe el! Ei, dragilor, după cum vedeți, am încercat să fac aici un mic rai pentru Ela și Clara. Am pus gazon. M-ați întrebat cum e gazonul, este gazon artificial, pentru că dacă nu am gazon natural, se făcea în un mol când ploua așa, este foarte curat, vedeți? Și fetițele pot merge în șosețele. Și să fie așa ca un paradis aici pentru ele. Vrei în trambulină? Măi, la un an vrea în trambulină, măi, ce ne facem, măi? Hai! Aha, ce fericire maximă! Hai, sus! Ce e aici? Este tărâmul Elei? Da, aici e făcuță foarte frumoasă! E făcuță foarte frumoasă, da! A făcut lapte? Ai apăsat unde? Ai muls-o? Tu ce faci, Clărița? Tu ești businesswoman? Ai cheile de la poartă? Ulu, alea cheile de la alarmă! Ulu, o să vină alarma pe tine! Ce vițele asta, mai? Mai! Ce vițele asta, mai? Mai! Ești fericită? Da. Că a venit văcuța? Da. Văcuța era la bunii acasă și a dus. Uite, a venit bunii. A venit bunii cu mâncare. Ce e aici? Uai, compoțel, ce bun, ce ne place. Uai, Clărița, la masă. Clărița, uite, își pune pălăria, Clărița. Pălărie cu pisică, am amândouă la fel. Hai, hai, vino să papi. Ia vino. Hai, hai, ia uite, vine. Hai, hai Clărița, aici, uite aici, mâncare. Clărița, mâncare. Și o pică. Ai văzut ce fotoliu i-am luat? E ceva nou! E ceva nou, vezi? Uite și o pică, hop, așa, o pică de-a dura. Draga mea! Ne reglăm vocea. V-am zis că o să face cântăreața, actriță, prezentatoare. Ce relaxant! Ce relaxant!
Ce relaxant, eu după ce o împing pe Clarița, e relaxant. Lasă Iluța, că o să mergi tu la grădi și o să stea Clarița și să joace cu toate jucăriile. Nu! Am cu toate jucăriile. Păi tu când o să fii la grădiniță, Clarița o să joace cu toate jucăriile tale. Nu, jucăriile mele! O arunc la coș! Nu, iubita, că e surioara ta! Cum să faci așa? Nu! Nu, mai ții minte când ea a venit de la maternitate că ți-a adus un iepuraș? Mai ții minte? Și ți-a adus iepurașul ăsta, uite. Iepurașul e de la bebe Clara, vezi? Bebe Clara, este ăla și bebe Clara ți-a adus iepurașul. Te relaxezi bine? Da. Tu n-ai voie să te relaxezi. N-am voie să mă relaxez? Nu. Nu, eu adevărul e că nu prea mă relaxez, adevărul este. Tu bisclete! Și cum ai zis că ești o fetiță cum? Deșteaptă! Exact! Și ne facem orice vrem. Parcă dansează jive. Bravo! Yes! Să ies? Da. Abia m-ai chemat. Ne-ai chemat pe amândouă aici. Nu vreau. Acum nu mai vrei, am înțeles. E prea înghesuit, nu? E înghesuială mare aici, în trambulină, nu? Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Ești pregătită? Acesta este cadoul pentru Clara! Acesta este cadoul Clarei! Uite, uite un pian! Uite, Clara, un pian! Uite, iubita, pentru tine! Adică, uite! Eluța are microfon și tu ai un pian, vezi? Îți place? Îți place, iubita! Vai de mine! Vrei să o desfacem? Hai să desfacem, hai! Clara! Clara, uite ce ai tăcea, Clara, uite! Regele mintea! Că dă regele lui mami! Vai de mine, nu pot să cred! D-I-N-G-O-M Bingo, what's his name? Clarița salută publicul deja! D-I-N-G-O D-I-N-G-O D-I-N-G-O-M Bingo, what's his name? Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Când mă sună curierul, o iau razna ca un copil mic, că uit ce am comandat și când desfac pachetele, pai, surprize, surprize, nu mai știu ce am comandat și îmi plac toate și ca și cum le văd pentru prima oară. Au venit pachetele, le-am desfăcut și să intrăm și să facem surprize, surprize. Uite, Clarița, ce ți-am luat! Uite, iubita! Ți-am luat o văcuță, iubita! Afară, păi fiecare cu vaca e iubita! Iubita, deci tu aveai văcuța ta, n-ai vrut să-i o dai Clariței și am luat și... Uite, uite ce se bucură! Mami, și acestea sunt din nou pentru tine! Aaa, ce se poate! Și aduce vaca, adu vaca, hai, mă pune să-i aduc vaca. Deci am luat încă o vacă pentru că era geloasă. Nu vrea să-i dea vaca Clariței. Și atunci am mai luat o vacă.
Și avem pe Clărița cu băcuța veselă. Uai, îți place băcuța, Clărița? Gata, ți-a luat-o și pe asta. Super. Dă-i-o și ei, iubita. Atunci îi dăm asta. Uite, îi dăm acest căruț, Clărițe. Hai. Nu, vrea pe băcuță. Dă-i-o și ei. Hai. Eluța, tu ai foarte multe jucării și ai primit foarte multe jucării. Trebuie să înceapă să primească și Clărița jucării. A primit o băcuță, a primit, uite, această pianină și pentru că tu l-ai pe șopi acolo, da? Clărița l-a primit pe pisoi! Pisoi, Clărița, uite-i al tău! E bine așa? Ești fericită? Gata, deci se pare că trebuie să iau jucările la dublu. Deci, acestea sunt ale tale, la acestea sunt ale Clare. E bine? Da. Toată lumea e fericită? Da. Ești fericită, Clărița? Dar Tuciu n-a venit. Deci problema este că Tuciu, după două zile, nu a venit. Deci de unde am plecat și unde am ajuns? Adică eu am început să caut pe net la 4 dimineața un Tuci, că așa m-a rugat mama. Ei bine, de la Tuci am ajuns să cumpăr jucării, bluze, haine, pantofi, farfurii, Tuciu. Deci elementul principal de la care am pornit n-a venit. Deci am fericit-o pe mama cu inuțe, dar ciu, 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 și zice, Andrei, unde-i Tuciu? Unde-i Tuciu? Să facem o mărguță cu bluze și bătără. Deci mai așteptăm o zi ca să vină Tuciu, să nu fie ciu. Peste orice. Doamnelor și domnilor, papi, băcuțe, căluți, mașinuțe, pisoi, dinozauri, mingi. Stai, bine ați venit și v-ați adunat aici la noi în curte, aici în la spectacolul nostru minunat. Da, mai repede, gata, bine. Urmează acum un show de excepție. Cântă-ne cea mai talentată, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cea mai care. Ela! Dar nu contează, cântă, trăiește. E ca de bendița, dar nu contează. Facem concert, ne cântăm și are solo de chitară. Exact. Și improvizează, deci este foarte bună pe improvizație. Faci private show la fiecare? Gata, i-a cântat mașinuții, acum îi cântă văcuței. Extraordinar! Ia, a venit Tuciu, n-a venit Tuciu, ia să vedem. Vai, nu pot să cred! Vai de mine cât a Tuciu. Vai, ăsta nu e Tuciu, ăsta e Lighean. Ce fac eu cu acest Lighean? Ia priviți, dragilor. Când comanzi online, trebuie să te uiți la specificații. Care sunt dimensiunile lucrurilor pe care le comanzi? Ce fac eu cu acest Tuci? Fac baie la copii în el? Să-i arăt mamei. Acesta este Tuciul! Și am avut un cazan în care să îi facem baie Clărizei de exemplu. Dar e binevenit în casa omului. E binevenit și așa cum Tuciu a venit mare, piticul ăsta a venit mic. Eu am crezut că vine unul atâta. Știți cum sunt aia pe autostrăzi sau Porsche? Pa, acum atâta, știi, în grădinile astea. Le-a venit acest pitic. Baie Clara? Deci sfat, când cumpărați online, uitați-vă la specificat, la dimensiuni în special, nu doar la preț. Eu m-am uitat la preț, azi, preț, gata, cumpăr. Asta zici că e scutul lui Captain America, da? Deci îmi pun aici Captain America sau pun un Wonder Woman. Știți că eu am show-uri alea cu Wonder Woman? Pun aici Wonder Woman și îl folosesc ca scut. Superwoman, woman, I'll do anything for you.
provocare, că zici la tu ce să vadă lumea. Așa. O să gătim ceva. În următorul vlog, da. Dragilor, în următorul vlog vom folosi acest tuc, vom găti cu el. Așa că data viitoare trebuie neapărat să folosim acest tuc. Da? Te-am venit și nu pe post de băiță, da? Ne vedem data viitoare, dragilor! Dați subscribe, dați follow!